Aș dori să încep cu câteva texte biblice. Primul dintre ele se află în Psalmi. Este o secvență, un text care mi-a tras atenția de curând. Psalmul 147. Versetele 19 și 20. El, adică Dumnezeu, descoperă lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul. Textul e dubios prin implicațiile lui. Unii citesc textul și spun, este un text care arată preferința lui Dumnezeu pentru un popor. N-a procedat așa cu toate neamurile, a procedat așa numai cu Israel, pentru că l-a iubit. Nu asta mă interesează pe mine, răspunsul la această perspectivă, la acest fel de a gândi, este simplu. Dumnezeu a început cu Israel și dorea să termine cu cine? Cu tot pământul. Dumnezeu ar fi dorit să transforme poporul Israel în mesagerii lui. Ceea ce biserica face astăzi, biserica creștină, acest lucru ar fi trebuit să-l facă poporul Israel. L-a făcut? L-a făcut? L-a făcut? Aș vrea să-mi răspundeți toți. Da sau nu? Nu l-a făcut. Și pentru că nu l-a făcut, poporul Israel și-a pierdut rostul pe care Dumnezeu îl dăduse. Altceva mă interesează însă. Nu observați aici că este un soi de laudă? Cu alte cuvinte, nu sesizați aici că este un soi de privilegiu? Ei spun, ce privilegiu are omul care are legile și poruncile lui Dumnezeu? Vreau să vă întreb, de ce lumea noastră nu mai are sensul acesta de bine? Cu alte cuvinte, dacă ai poruncile și legile lui Dumnezeu, e bine. Cu alte cuvinte, ce fericit ești dacă Dumnezeu îți poate... Îți poate? Haideți că vă pierd. Vreau să fiți cu mine. Ce fericit ești dacă Dumnezeu îți poate porunci. Mulțumesc. Ce privilegiu să-ți poruncească Dumnezeu. Ce nenorocire să nu-ți mai poruncească Dumnezeu. Cu alte cuvinte, sunt persoane care pot să fie guvernabile. Sunt persoane care nu pot să fie guvernabile sau conduse. Și Dumnezeu spune, este un lucru extraordinar să te conducă Dumnezeu. Ăsta este un simplu text din Psalmul 147. Aș dori să adaug la acesta al doilea text din Apocalips, capitolul 14, care spune, Sfinții lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, iubiții lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, preferații lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, mântuiții lui Dumnezeu, sunt aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. De data aceasta nu mai am o realitate îngustă referindu-se la un popor, ci se referă la o realitate globală. Sfinții lui Dumnezeu din toată inima sunt aceia cărora Dumnezeu le-a încredințat poruncile lui. Cu alte cuvinte, ce fericit ești că poate Dumnezeu să-ți poruncească. Îți poruncește Dumnezeu. Îți spune Dumnezeu ce faci? Sau ce să faci? Sau nu? Îți mai vorbește El? Sau nu? Aduceți aminte de clipele cele mai triste din viața regelui Saul? Când aproape a înnebunit Saul. Când s-a întâmplat lucrul acesta?
când Dumnezeu nu i-a mai poruncit, nu i-a mai vorbit. Este teribil lucrul acesta. Ultimul text, Apocalips, capitolul 12 cu 17. Balaurul mâniat. Mă opresc aici. Decupez și sar cuvântul pe femeie și spun, balaurul mâniat s-a dus să facă război cu seminția ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. De asemenea, extraordinar, stârnește mânia balaurului, mânia lui Satan, ce anume? Păzirea poruncilor lui Dumnezeu și mărturia Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, în seara asta aș dori să fim conștienți de un lucru și anume provocarea cuvântului lui Dumnezeu în legătură cu legea sa este destul de mare. Aș începe în seara aceasta cu legea lui Dumnezeu și mâine vom vorbi despre cruce. Dar deocamdată, haideți să vedem un lucru și anume, de ce creștinismul în general a neglijat voit legea lui Dumnezeu și în ultimul timp creștinismul nu se mai simte binecuvântat prin faptul că Dumnezeu a dat o lege, ci creștinismul întoarce spatele legii lui Dumnezeu. De ce se întâmplă asta? Ce pierdem? Ce se întâmplă cu noi? Asta este problematica din această seară. Vă simțiți confortabil cu ideea că Dumnezeu este cel ce poruncește? Sau vă simțiți jenați? Vă e ușor? Sau este greu? Vă place sau vă displace? Vă invit ca așa cum stăm, în momentul ăsta, să invităm prezența lui Dumnezeu. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm să onorezi adunarea noastră cu prezența ta. Fă ca Duhul tău cel Sfânt să dea cuvântului tău lumină, frumusețe, putere, convingere. Și tu să fii acela care să aduci mântuire în viețile noastre ale tuturor. Amin. Seara trecută am ajuns la concluzia că în istoria noastră terestră se produc schimbări destul de mari care își ating apogeul la încheierea ei. Cu alte cuvinte, există o sumă de schimbări care ajung să fie maxime la finalul istoriei. Este important lucrul acesta? Sigur. De ce? Pentru că eu cred că ne aflăm la finalul istoriei. Schimbările vechi au și ele importanță. Ele au avut importanță temporală pentru vremea respectivă. Cu toate acestea, Dumnezeu demonstrează faptul că aceste schimbări se adună. Schimbarea A se adună cu schimbarea B, se adună cu schimbarea C, se adună cu schimbarea D și la sfârșit, la final, avem de a face cu o schimbare totală. Spre exemplu, istoria este prezentată în Daniel, capitolul 7, sub forma a șapte fiare, iertați-mă, a patru fiare. Prima fiară este sub formă de imediat, deocamdată nu, că nu vreau să-i pierd pe frații mei. Prima fiară este sub formă de leu, a doua este urs, a treia este leopard, dar a patra cum e? Vă rog să observați, schimbările au fost, 1, 2, 3, a patra însă
este de nerecunoscut. Se ajunge într-o situație complet diferită, depășește toate așteptările, nu mai seamănă cu nimic de până acum. Este mersul oricărei schimbări, din ce în ce mai dramatic, din ce în ce mai profund. Și asta este istoria noastră. Ne schimbăm spre dramatic. Din ce e formată ultima schimbare? Din ce e formată? E într-adevăr dramatică, este de nerecunoscut. Cu toate acestea, din ce e formată? Interesant. Cap de leu, trup de leopard, lape de urs. Cu alte cuvinte, este formată din schimbările anterioare. Schimbările anterioare nu se pierd. Ele se păstrează. Și mai mult decât atât, se prelungesc până când se ajunge în ultima generație și acolo, dacă vreți, se unesc toate și aproape explodează într-o nouă realitate. Și această nouă realitate, acum vă rog să-mi puneți imaginea, și această nouă realitate este extraordinară și aș vrea să vorbim despre ea. Această nouă realitate arată de felul acesta. Sigur, este foarte dramatică și existența unei fiare. Fiara este total ieșită din comun, dar mai nemaipomenit, dacă putem vorbi așa, mai nemaipomenit, este această asociere. Elementul uman cu elementul animal, adică fiară om. Surprinzător, când te întâlnești cu această realitate, vedeți ochiul de fiară, coarnele și așa mai departe, dar unul dintre coarne are caracteristici umane. Când te întâlnești cu ea pe stradă, zic și eu că nu te întâlnești cu ea pe stradă, dar dacă te-ai întâlnit cu ea pe stradă, ce ți atrage atenția? Omul sau fiara? Omul sau fiara? Gândiți-vă puțin. Stă de vorbă cu tine omul. Te convinge omul. Și te calcă în picioare cine? Fiara. Dacă nu asculți. Foarte interesant lucrul acesta. Imaginea este așa de directă încât îți dai seama că nu poți imagina ceva mai complex de atât. Acum aș vrea să trecem de la ideea de imagine. Acest lucru se întâmplă doar în final. Iertați-mă, așa se termină istoria lumii noastre. Rețineți. Așa se termină istoria lumii noastre. În imaginea asta. Și acum, haideți să vedem personalitatea acestei imagini. Cornul avea ochi de om și gură care vorbea cu trufie. Ce vă spune treaba asta? Inteligență și obrăznicie. Mulțumesc. Versetul 11. Mă uitam mereu din pricina vorbelor de trufie pe care le rostea cornul acesta. Daniel este uluit din cauza îndrăznelii, din cauza obrăzniciei. Așa ceva n-a mai auzit. Înțelegeți? Este un fenomen unic în istorie. Profetul este uluit de ceea ce se întâmplă. Wow! Versetul 25. Ce fel de vorbe rostește? Este vorba de trufie. Dar poți să-mi spui ceva mai mult? Și Daniel continuă. El va rosti vorbe de hulă. Ce înseamnă hulă? Deci una e să contrazici, alta e să te cerți, alta e să, eu știu, dar hula e altceva. Hula jignește, hula n-are nimic de a face cu adevărul, hula nu urmărește nimic altceva decât a lovi puternic unde, zice mai departe, împotriva celui prea înalt și împotriva cui? A sfinților celui prea înalt. Deci Dumnezeu și poporul său. Următorul verset. Am văzut de asemenea cum cornul acesta, așa cum îl vedeți, a făcut război sfinților și i-a biruit. Cine sunt sfinții?
Sfinții sunt poporul lui Dumnezeu, urmașii lui Iisus Hristos. De ce i-a biruit? Textul îmi arată că Dumnezeu lasă pe acest corn mic sau pe acest vrăjmaș să-i încerce la extrem, până aproape nu se mai poate. Este o replică a Domnului Iisus Hristos, care de asemenea a fost încercat până la extrem. Domnul Iisus Hristos, la cruce, spune că a călcat singur în teasc. A fost încercat. De ce a fost încercat în felul acesta? Răspunsul este, pentru ca să se vadă clar caracterul și personalitatea al Domnului Iisus Hristos. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos era călcat în picioare de lumea noastră, din el nu a ieșit decât, iartă-i Tată, căci nu știu ce fac. Dumnezeu era acuzat de faptul că este arbitrar, era acuzat de faptul că este împotriva noastră. La cruce, l-au călcat în picioare pentru a vedea ce e în el. Iertați-mi imaginea, da? Și din el n-a ieșit decât parfumul iubirii divine. Ca să ne convingă că Dumnezeu este Cel ce iubește. De ce și sfinții au fost încercați până la extrem, până aproape că i-a biruit? Din ce cauză? Datorită aceluiași lucru. Din sfinții lui Dumnezeu se obține aceeași iubire până la capăt. Versetul 23 continuă mai departe. Fiara a patra despre care vorbim aici, fiara de final, este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte și va sfâșia, ziceți dumneavoastră, tot pământul. Toate celelalte imperii au sfâșiat o parte din pământ. Babilonia o parte, în sfârșit Medo-Persia o parte, Grecia o parte. Fiara aceasta va sfâșia tot pământul. Este o acțiune globală. Este o acțiune globală. Niciodată n-am vorbit mai mult de globalism ca acum. Niciodată n-am mers în direcția globalismului mai mult ca acum. Haideți să vedem influența acestui corn mic. Despre el vorbim. Influența lui. Daniel 8:9. A crescut un corn mic, s-a mărit nespus spre miază zi, răsărit țara cea minunată. În ce direcție se dezvoltă? Poftiți? Dragii mei, din nou vorbim de o globalizare, din nou vorbim de universalizare. Este vorba de puncte cardinale. Se dezvoltă în toate părțile. S-a înălțat până la oștirea cerurilor. A doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. Până unde s-a dus? Ce-i cu stelele? Vreau să vă întreb, are vreo limită? Se pare că nu are nicio limită. Globalizarea asta, globalismul ăsta este fără limită. Mai departe, 11. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată, i-a surpat locașul sau locul locașului său cel sfânt. Despre ce vorbim aici? Sigur, împărățiile celelalte au atacat Ierusalimul. Au distrus Ierusalimul, au luat în robie vasele de la templu și așa mai departe. Aici însă nu este vorba neapărat de Ierusalim. Aici este vorba de Ierusalimul ceresc. Este vorba de slujba Domnului Iisus Hristos care este atacată direct aici. Din nou, nu există limite. Nu există limite. Cornul cel mic se înalță până acolo. 12. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ceea ce a început. Are forță, știe ce vrea, izbutește. Și acum, la versetul 10, unde am spus, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și l-a călcat în picioare, am adăugat Apocalips 12:4 ca o explicație. Înainte am citat din Daniel 8. În Daniel 12:4 se spune, cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Despre cine e vorba?
cine trăgea cu coada lui a treia parte din stele? Marele balaur din Apocalipsa 12, simbolul specific al lui Satan. Despre cine este vorba aici? Deci, în versetul 10. Despre cine este vorba? A dobărât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele. Despre cine e vorba? Vă rog să observați similaritatea cornului mic cu lucrarea pe care o face Satan. Cele două se suprapun în limbajul profetic. Da? Pentru mine este important lucrul acesta, pentru că în ultima generație, ultima fiară, se apropie foarte mult în lucrarea ei de ceea ce a făcut Satan unde? În cer. Foarte mult. Războiul din cer se mută pe pământ. Și toată istoria mea, toată istoria ta, ceea ce se întâmplă cu noi astăzi, nu este altceva decât o reeditare a acelei realități. Deci am vorbit despre influență. Influența este fără limită. Și acum să vorbim puțin despre metode. Am văzut cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Care este prima metodă? Ziceți. Ce înseamnă război? Este o agresiune fără limită, necondiționată, fără legi. Războiul este o luptă pe viață și pe moarte în care nu există reguli. Simplu. Nu există reguli. Probabil că din cauza aceasta lui Satan îi place foarte mult să nu există legi. Pentru că el este o ființă care acționează întotdeauna în afara legii. Vreau să vă întreb, ar fi greșit dacă i-am spune că el este elementul fără de legii? Am greșit? Ne gândim la treaba asta. Versetul 23. El mi-a vorbit așa. Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte și va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Am reluat textul dinainte. Care este a doua metodă? Prima este, a făcut război sfinților, ceea ce înseamnă are o direcție clară, sfinții. Dar în al doilea rând, în versetul 23, cine este subiectul? Tot pământul, dragii mei. Adică nu există cineva care să scape de sub influența aceasta. Are o atitudine generală. Tot pământul este implicat în această sfâșiere. Și acum, am tras câteva puncte și am venit cu o altă imagine biblică. În timp ce fiara, ce cornul cel mic, are acest plan, aceste metode, există o altă metodă și un alt plan în paralel. Versetul 22. Toate lucrurile astea s-au întâmplat până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt. Cu alte cuvinte, nu există numai un plan. Să nu vă uitați numai la cornul cel mic. Vă rog frumos, uitați-vă la cel veșnic, care are de gând, ca în ciuda tuturor acestor perspective, să facă dreptate sfinților săi. Vreau să te întreb, vrei să-ți facă Dumnezeu dreptate? Ești aici pentru asta? Ți-e frică de ceea ce se întâmplă de jur împrejur? E inflație, e război. Se spune că de la anul nu va mai fi hrană suficientă pentru toți. Noi zicem, mai lasă că noi ne descurcăm, suntem români, facem noi cumva și ieșim din toată treaba asta, dar să știți că nu va fi ușor. Se pare, zic ceilalți. Și în timp ce toate lucrurile acestea apar ca niște umbre la orizont, în timpul ăsta avem nevoie de textul ăsta. Cel veșnic va face dreptate sfinților săi. Țineți minte. Scop. De ce face toate treburile astea? De ce război? De ce sfinți? Și așa mai departe. Rostește vorbă de hulă împotriva celui preanalt, va sufri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vreme și jumătate de vreme. Acesta este un alt domeniu pe care vă rog să-l studiați personal. Ce înseamnă o vreme, două vreme, o jumătate de vreme? Aș vrea să vă opresc asupra acestui lucru. Scopul întregului război,
Scopul întregii lupte este să-L hulească pe Dumnezeu, doi, să asuprească poporul lui Dumnezeu. Din ce cauză îl asuprește? Pentru ca să-L facă să nu mai stea de partea celui prea înalt. Cu cât poporul celui prea înalt este mai puțin, cu cât este mai necredincios, cu atât satisfacția lui este mai mare. Cornul cel mic lucrează puternic pentru asta. Și în final, se va încumeta să schimbe vremurile și legea și mă tot gândesc ce are cu legea. De ce s-o schimbi, frate? De ce s-o schimbi? Acum, se pare că ajungem la un punct în care cornul cel mic este identificat în sensul acesta. El are un interes deosebit în închinare. Noi nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Noi ne închipuim că dacă ne închinăm oricum, merge. Dar vă rog să observați acest aspect. Există un proiect al cornului mic. Isaia 14 cu 13. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, cornul cel mic unde a ajuns? Poftiți? Unde a ajuns cornul cel mic? Până la stele. Deci, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Ce are cu stelele? Din nou, suntem în același domeniu. Voi sta pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miezii noaptei, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt. Elemente pe care le-am găsit până acum peste tot. Mă voi sui, mă voi ridica, voi sta, mă voi sui pe vârful norilor și în final voi fi ca cine? Ca cel prea înalt. Vă aduceți aminte de lupta aceea cu cel prea înalt, cu căpetenia oștirii care i-a smuls jertfa necurmată? Despre asta este vorba. Un atac direct împotriva lui Dumnezeu. Ăsta este proiectul. Uitați-vă puțin la realizare. 2 Tesaloniceni 2 cu 3. Nu va veni realizarea acestui proiect înainte să fi venit lepădarea de credință și a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrei de închinare, așa că se va așeza unde? În templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, cum numiți dumneavoastră această realizare, această operă? Cum o numiți? Cum o numește creștinismul în general? Am nevoie de dumneavoastră. Cum se numește? Cine este ăsta care a făcut treaba asta? Zice că se înalță mai presus de Dumnezeu, de tot ceea ce este vrednic de închinare, se așează în templul lui Dumnezeu și se dă drept Dumnezeu. Cum se numește? Perfect. Anticrist. Ajungem la elementul de anticrist. Toată lumea știe despre anticrist, vă spuneam data trecută. Se fac filme. Cuvântul anticrist a devenit o paradigmă verbală și, dacă vreți, o paradigmă de gândire. Am o întrebare pentru dumneavoastră și vă rog să mă ajutați. Dar de ce nu-i zicem niciodată omul fără de legii? Puteți să-mi spuneți. Toată lumea vorbește despre anticrist. De ce lumea mea, generația mea, creștinii mei de astăzi nu identifică pe anticrist cu omul fără de legii? Din ce cauză? Pentru că e tot una. Observați, vă rog, s-a așezat în templul lui Dumnezeu, s-a dat drept Dumnezeu, ceea ce înseamnă El nu este Dumnezeu, El este un Hristos. Ce fel de Hristos? Fals, sigur că da. Este un antichrist. Dar antichrist arată opoziția sa față de Domnul Iisus Hristos. Arată că a stat împotriva Domnului Iisus Hristos, a luptat împotriva Domnului Iisus Hristos și așa mai departe. Dar nu vorbește nimeni despre metodă. În gândul meu ar fi problema asta. Bine, bine, ești împotriva lui Hristos, dar cum faci lucrul ăsta ca să lupți împotriva lui? Cum lupți tu împotriva lui Hristos? Și îl întreb pe anticrist, cum lupți? Și Scriptura îmi răspunde cum luptă. Cum răspunde? Spune clar, omul fără de legii. Cu alte cuvinte, ajung la concluzia că este o bătălie universală, atât în cer,
cât și pe pământ, pentru dezvoltarea unei personalități care să funcționeze cum? Ziceți dumneavoastră. O personalitate care să funcționeze în afara oricărei legi și în mod special împotriva sau în afara legii lui Dumnezeu. Este un soi de revoluție anarhică împotriva stăpânirii lui Dumnezeu. Din cauza asta, în momentul acesta, există un interes deosebit ca nimeni să nu înțeleagă că anticristul este de fapt omul fără de legi. Când vom înțelege lucrul acesta, înțelegem că marea miză, lupta între Dumnezeu și între Satan, este legea lui Dumnezeu. Omul fără de legi, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7. Taina aceasta fără de legi lucrează deja. Trebuie doar ca cel ce îl împiedică acum să fie dat la o parte și atunci va fi descoperit cel fără de lege. Și iată că prototipul ăsta se dezvoltă. Prototipul ăsta va fi scos în evidență. Toată lumea creștină astăzi așteaptă un tip foarte ciudat, un fel de om jumătate nebun, care să guverneze toată lumea și pe care toți să-l numească anticrist. În realitate, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este următorul lucru. Că lumea mea va produce un tip de om care se va ridica împotriva legii lui Dumnezeu. Și tipul acesta de om va fi generația de tipul ăsta, de tip anticrist, este omul fără de legi. Textul spune că acest proiect a început de pe vremea lui Pavel, că Pavel spune a început deja să lucreze. Textul spune că a lucrat prin istorie și poate să fie identificat ca fiind reprezentat de corpuri legislative, de instituții. La un moment dat chiar de biserică. Dar că în final toți vor fi afectați de acest curent de a trăi fără de lege sau împotriva legii lui Dumnezeu. Venirea prototipului celui fără de lege va fi în conformitate cu lucrarea lui Satan, cu tot felul de puteri, semne și miracole mincinoase. Foarte interesant. Legea lui Dumnezeu va fi dată la o parte. Cu toate acestea, omul are nevoie de autoritate. Știți, dacă nu ai autoritate, așa zice Domnul, ce autoritate ai? Și aici zice puteri, semne, miracole. Miracolul va fi cel ce va susține autoritatea aceasta, care va desființa legea lui Dumnezeu. Orice fel de înșelăciune fără de legii pentru cei ce pierd, având în vedere că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le-a dat adevărul, dar ei l-au dat la o parte. De aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca ei să creadă o minciună, așa încât toți cei ce n-au crezut adevărul, ci și-au găsit plăcerea în nedreptate, să fie condamnați. Dragii mei, așa a început tragedia veacurilor. Așa a început. Și acum, nu știu cum să fac să mă grăbesc. Dar aș dori să relecturați împreună cu mine câteva momente din această tragedie a veacurilor, care surprinde pe teren această lucrare a omului fără de legi. Citesc din cartea aceasta, intitulată Tragedia veacurilor, pe care vi-o recomand încă o dată. Pe care vă rog să o luați, să o recitiți, să o studiați. Este un tezaur pe care l-aveți la îndemână și ar fi un păcat teribil să o ținem închisă. Mi s-a întâmplat la un moment dat, eram aici în București, din cauza că nu știam limba engleză și mă pregăteam, eram prin anul întâi, cred, la seminar,
și nu știam limba engleză mai deloc, m-am dus să iau și câteva meditații, câteva ore de engleză. Și doamna cu care făceam era o profesoară extraordinar de bună. Era însărcinată, mai avusese câteva pierderi și era teamă că va pierde încă o dată. Și în tot povestea asta, la începutul lor, îmi povestea despre problemele ei. După o vreme, însă, m-am trezit cu ea bucuroasă. Era înainte de 90, înainte de Revoluție, când Bibliile se găseau greu. Și ea spune, Valentine, am găsit o Biblie! Și era foarte bucuroasă că a găsit o Biblie. Și eu, în mintea mea, precis, a găsit o Biblie, a deschis-o, a citit, a găsit ceva nemaipomenit în ea și, în sfârșit, uite rezultatul, ce fericită e. În timp ce eu gândeam așa, ea continuă. Am găsit o Biblie și am de gând să o pun sub pernă când o să nasc. Știți, Biblia nu-i să fie pusă sub pernă, cum nici Cartea Tragedia Veacurilor nu trebuie să stea în bibliotecă. Aveți grijă, noi am râs de doamna profesoară, dar uneori noi punem cărțile noastre sub pernă, sub perna bibliotecii și stau acolo bine. Vă rog frumos, scoateți-le. Auziți, puțin câte puțin, la început în liniște și pe furiș, apoi mai deschis, pe măsură ce creștea în putere și câștiga stăpânire peste mințile oamenilor, taina fără de legii și-a continuat lucrarea ei amăgitoare și hulitoare. Aproape pe nesimțite, obiceiurile păgânismului și-au găsit intrarea în biserica creștină. Spiritul de compromis, conformismul, au fost reținute pentru o vreme de persecuțiile crude pe care biserica le-a suferit sub păgânism. Dar când persecuția a încetat, iar creștinismul a intrat în curțile și palatele împăraților, a fost lăsată la o parte simplitatea umilă a lui Hristos și apostolilor lui, în schimbul pompei și mândriei preoților și conducătorilor păgâni. În locul cerințelor lui Dumnezeu au fost puse teoriile și tradițiile omenești. Convertirea cu numele a lui Constantin în prima parte a secolului IV a produs o mare bucurie, iar lumea îmbrăcată cu o formă a neprihănirii, rețineți, cu o formă a neprihănirii, a pătruns în biserică. Atunci lucrarea de corupție a înaintat repede, păgânismul care se părea că fusese învins a devenit biruitor. Spiritul lui stăpânea biserica, învățăturile, ceremoniile, superstițiile au fost introduse în credința și închinarea pretinșilor urmași a lui Hristos. Vorbim despre ce? Aici am avut definiția a ce? Haideți! Omul fără de legii. Taina fără de legii. Iată cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat. Timp de sute de ani, circulația Scripturii a fost interzisă. Oamenilor le-a fost interzisă o citească sau să o aibă în casă, iar preoții și prelații, fără principii, interpretau învățăturile ei pentru a susține pretențiile lor. În felul acesta, papa a ajuns să fie recunoscut aproape în general ca locțiitor al lui Dumnezeu pe pământ, înzestrat cu autoritate peste biserică și stat. Locțiitor al lui Dumnezeu pe pământ, în locul cui? Poftiți? Înțelegeți dumneavoastră de ce la un moment dat textul Scripturii pe care l-am citit anterior, deci la început, spunea că Sfinții lui Dumnezeu au credința lui Iisus Hristos și poruncile lui Dumnezeu? Pentru că Cornul cel Mic are două probleme. Domnul Iisus și poruncile lui Iisus Hristos. Descoperitorul rătăcirii fiind îndepărtat, despre cine e vorba? Descoperitorul rătăcirii fiind îndepărtat. Sfânta Scriptură. Nemai fiind la îndemâna oamenilor, Satan a lucrat după cum voia. Profeția afirmă că în această situație creștinismul papal s-a încumetat să schimbe vremurile și legea. Această lucrare n-a fost o acțiune ușoară pentru a oferi convertiților de la păgânism un înlocuitor pentru închinarea la idoli, în felul acesta să încurajeze pentru a primi creștinismul cu numele. Închinarea la chipuri și la moaște a fost introdusă treptat în serviciul divin creștin. Am vizitat mai de mult
Biserica Sfântul Petru din Roma. Am văzut acolo statuia lui Sfântul Petru. Vreau să vă spun că piciorul lui drept, care e puțin în față, e albit. E puțin mai alb în vârf. Știți de ce cauză? Da. Toată lumea trece pe acolo și îi sărută piciorul. Numai că puțini știu că această statuie, înainte să se scrie sub ea Sfântul Petru, a fost Jupiter Capitolinul. Deci a fost luată din templul lui Jupiter și a fost adusă aici pentru a fi închinată pentru în creștinism. Decretul unui conciliu general a stabilit în cele din urmă acest sistem de idolatrie. Pentru a completa lucrarea aceasta hulitoare, Roma s-a încumetat să scoată din legea lui Dumnezeu porunca a doua, care oprește închinarea la chipuri, și să împartă porunca a zecea în două, ca să iasă numărul de zece. A scos a doua și a împărțit a zecea în două. Se referă aici la catechismul catolic. La catechismul catolic. Încă puțin. Marele vrăjmaș a încercat acum să câștige prin șiretenie ceea ce nu reușise prin forță. Prigoana a încetat. În locul ei au fost puse amăgirile primejdioase ale prosperității și ale onorilor lumești. Cei idolatri au fost aduși să primească o parte din credința creștină, în timp ce lepădau alte adevăruri esențiale. Cu alte cuvinte, cum ar fi să crezi pe jumătate? Să aplici pe jumătate. Puțin acolo, puțin dincolo și atât. Pe ales, ia din credința creștină ce-ți convine. Asta a fost situația de atunci. Mărturiseau că îl primesc pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu. Cred în moartea și învierea sa, dar nu aveau nicio convingere despre păcat. Nu simțeau nevoia de pocăință și de schimbarea inimii. Oare câți dintre noi mai dorim o pocăință adevărată? Închei cu două rânduri. Acum biserica se găsea într-o primejdie înfricoșătoare. Închisoarea, chinul, focul și sabia fuseseră de-a dreptul binecuvântării în comparație cu această situație. Aș vrea să mă opresc aici și să cu această lectură. Dar înainte de a trece la ultimele trei slide-uri, aș vrea să vă spun că suntem exact în aceeași situație. Astăzi suntem exact în aceeași situație. Dacă cumva, prea obosiți fiind, ziceți, ne-am săturat, astea le știu eu, vreau să le luați și să le actualizați foarte serios la situația în care suntem. Persecuțiile au încetat, așa este? Biserica este liberă. Din 90 încoace avem tot ceea ce ne trebuie. Am putut intra în politică, am putut să facem bani, am putut să ne afirmăm. Avem toate la dispoziție. Spuneți-mi ce lipsește. Repede. A venit la mine în Loma Linda un bun prieten care nu este adventist. Și a venit la mine și m-a întrebat, auzi, Valentine, pe la voi se mai pocăiesc oameni? Să știți că asta este marea problemă. De asta are nevoie lumea. Pe la dumneavoastră se mai pocăiesc oameni? Au ajuns oamenii să vadă în dumneavoastră că trăim așa de frumos cuvântul lui Dumnezeu încât să vrea, să zică vreau și eu. Sau s-au uitat oamenii la noi și au zis să n-aude voi. Ebrietate globală. Știți ce înseamnă ebrietate, da? Stare de beție, amețeală. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul, și nu contează. Suntem ca o lume beată.
Foarte ciudat lucrul acesta. Capacitatea noastră de orientare, de discernământ, se reduce pe zi ce trece la zero. Cornul cel mic își face lucrarea fără probleme. Puțin sunt cei care văd, puțin sunt cei care știu, puțin sunt cei care iau atitudine. În seara aceasta aș vrea să vă rog, luați atitudine pentru Dumnezeu. Pocăința este realitatea de răspuns a noastră pentru vremea pe care o trăim. Apocalipsa 17:2. Locuitorii pământului s-au îmbătat. Nu este vorba doar de Babilon ca o instituție, este vorba de faptul că până la urmă tot pământul la nivel global suferă de această stare de ebrietate. Apocalipsa 17:6. Femeia aceasta îmbătată din nou. Elemente peste elemente constitutive ale societății, toate sunt în stare de ebrietate. Care este șansa ca cineva să fie scos de aici, din starea de ebrietate? Care este șansa? Măsuri de urgență. El a strigat cu glas tare, a căzut Babilonul. Vă rog să observați, acolo era vorba de Babilon, în ceea ce am discutat anterior, adică Babilonul era amețit. Lumea, într-o babilonie și într-o confuzie extraordinară, nu mai înțelege ce este stânga, ce este dreapta, ce este bine, ce este rău, așa cum am discutat anterior despre postmodernism. A căzut Babilonul. A ajuns un locaș al demonilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Aș vrea să vă atrag atenția și tinerilor aș vrea să le trag atenția. Fiți atenți! Babilonul, inițial, pare ca fiind elementul absolut al libertății. Dumnezeu însă ne avertizează și spune, fiți atenți, că este de fapt o închisoare. Te duci în lume, te prinde lumea și te închide acolo. Ți-ai căutat libertatea și ți-ai găsit închisoarea. Pentru că toate neamurile au băut din vinul acestei desfrânări. Desfrânarea este elementul fundamental de călcare a legii lui Dumnezeu. Un legământ imposibil între bine și rău este fundamentul lumii pe care o trăim sau în care o trăim. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți de orgiile ei. Final. În generația din urmă se vor realiza două mari mișcări. Una, sub conducerea cornului mic, în așa fel încât legea lui Dumnezeu va fi călcată în picioare și distrusă. Și a doua, un popor care iasă din mijlocul acestei confederații pentru a fi părtași la sfințenia și la neprihănirea lui Dumnezeu. Și acești oameni vor dori sfințenia cerului. Credința lui Iisus Hristos, pe de o parte, Evanghelia lui și această situație unică și anume să iubești, să-ți poruncească Dumnezeu, să iubești poruncile lui, sunt cele două elemente caracteristice a celor care vor ieși afară. Vreau să te întreb ce iubești. Vreau să te întreb ce îți place. Îl cunoști pe Iisus Hristos în așa fel încât să te îndrăgostești de El? Ți-a poruncit Dumnezeu în așa fel încât să-ți placă să asculți? Asculți de bunăvoie sau asculți de că n-ai încotro? Care este caracterul tău? Ce vrei să faci în timpul acesta? Astea sunt lucrurile care împart în două lumea. În seara asta, la final, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Dar ieșiți! Dar nu mai stați nicio clipă! Voi încheia cu ilustrația binecunoscută a lui Lot. Știți că Lot locuia într-o cetate extrem de prosperă, avea tot ce îi trebuia, în ciuda faptului că cetatea respectivă ajunsese la un apogeu al respingerii lui Dumnezeu.
Toată lumea știe ce înseamnă Sodoma. Toată lumea știe astăzi. Și la un moment dat Dumnezeu a zis, ieși. Dar fii atent, ieși în așa fel încât chiar să nu-ți pară rău că ieși. Să nu-ți pară rău. Adică cum, Doamne? Să nu te uiți înapoi. Știi? Când îți pare bine că ieși, fugi înainte și nu te mai uiți înapoi niciodată, că nu-ți mai trebuie. Te uiți unde să mă duc, Doamne, acolo, uite, acolo mă duc și mă uit acolo unde trebuie să ajung. Și Dumnezeu a zis, vezi, dacă îți va părea rău, vei rămâne acolo unde îți pare rău. Nu cumva să te întorci înapoi. Cam așa trebuie ieșit. Din felul de viață al acestei lumi, nu trebuie să-ți pară rău că ieși, să nu-ți pară rău nicio clipă. Din faptul că fugi către Dumnezeu, să nu-ți pară rău nici o clipă. Chiar dacă toată lumea, într-un proces global, s-ar opune ieșirii tale, ieși pentru că Dumnezeu te cheamă. Ieși pentru că Dumnezeu te așteaptă. Ieși pentru că este important să salvezi viața. Soția lui Lot s-a uitat înapoi pentru o secundă. Pentru o secundă. Ceea ce a urmat, pentru foarte multă lume, pare de neînțeles. Realitatea este simplă. Când inima ție pe din două și când te uiți înapoi cu jind, nu poți fugi înainte. Nu poți fugi. Asta a fost problema lor. Lot i-a zis, Doamne, nu pot să fug. De unde nu poți să fugi, Lot? Pentru că te uiți înapoi. Noi vom hotărâ dacă vom fugi sau nu. Noi vom hotărâ dacă vom ieși sau nu. Dar nu uitați, chemarea nu e a mea. Chemarea e a lui Dumnezeu. Ieșiți. Ieșiți, poporul meu. Să nu fiți părtași la păcatele ei. Să nu fiți loviți cu urgiile ei. Ieșiți. Vom vorbi despre pocăință. Vom vorbi despre faptul că Iisus Hristos ne așteaptă. Dar în seara aceasta, vă rog frumos, hotărâți-vă să faceți ceva pentru dumneavoastră și pentru Dumnezeu. Ieșiți. Amin.